Bună ziua, mă numesc Curoc de Ceaba Atila, sunt maestru în arta culinară la restaurantul Chios din Cluj-Napoca. Și sunteți prezenți în primăvara gastronomică cu ce anume? Suntem prezenți în primăvara gastronomică cu file de ton la grătar, somon la grătar avem, avem cotlet de berbecuț la cuptor și cu garnitura lor aferentă și cu deserturi de bucătărie, cu tiramisu și cu panna cotta. Dacă ar fi să alegem un produs vedetă, care ar fi acela? Fileu de ton la grătar. Așa, atunci ne dați și rețeta. Bineînțeles. Prezint fileul de ton la grătar, care este tonul uns cu ulei de măsline, cu boia, cu piper alb și cu sare. Lângă el avem garnitură ca și spaghete, fierte 3-4 minute, după care răcite și trase la tigaie cu ulei de măsline. Și avem o salată de crudități lângă el și un sos de pește. Fileul de ton se prepară în următorul mod. Se ia peștele care au fost condimentat, se pune pe grătar câte de un minut pe ambele părți și se pune la cuptor un minut pentru frăgezire, după care se montează pe farfurii. Sosul? N-am înțeles decât că este din pește. Sosul este un sos de pește cu smântână dulce, este cu roșii decojite, avem usturoi, măsline negre și dat prin blender și fiert. Și ornat cu frunze de mentă. De busuioc. De busuioc este.